este o pasăre ideală pentru începători. Are o durată medie de viață de până la 25 de ani dacă este îngrijită corespunzător. Mărimea medie a unui adult este cuprinsă între 27 și 35 de centimetri de la cap până la vârful cozii, are un regim alimentar granivor, adică se hrănește în principal cu semințe și în captivitate au nevoie de o colivie cu dimensiunea minimă de 61 de centimetri lățime, 61 de centimetri adâncime și 76 de centimetri înălțime. Originari din Australia, nimfele sunt păsări mici din familia papagalilor, cunoscute pentru ciuful de pene din vârful capului, numit creastă. Nimfele își ridică și coboară creasta în funcție de starea lor de spirit, o ridică atunci când sunt încântați sau curioși și o strâng atunci când sunt stresați. O nimfă relaxată își ține de obicei penele de pe cap la o înălțime intermediară. Nimfele sunt cunoscute pentru natura lor, în general, blândă și afectoasă, dar pot fi de asemenea energice și foarte curioase. Culoarea penelor la nimfa comună este gri, dar au fost selectate ca animale de companie multe alte varietăți de culori cu desene ale penelor foarte diferite. Și să vă dau câteva exemple, avem o variantă, varianta perlată cu fața albă, lutino sau galbenă, pied, albino și alte combinații. Nimfele gri comune au de asemenea o pată portocalie pe fiecare dintre obraji. În cazul nimfelor obișnuite de culoare gri, se pot distinge masculii și femelele. Masculii au penele corpului de un gri mai închis și obrajii de un portocaliu mai aprins decât cel al femelelor, care au de obicei o culoare gri și un portocaliu mult mai palid. Femelele au de asemenea dungi orizontale gri pe partea inferioară a cozii. Dungile sunt prezente la ambele sexe până la vârsta de 6 luni. După aceea, doar femelele de nimfă le păstrează. Masculii au de asemenea pene gri de culoare închisă pe partea inferioară a aripilor, iar femelele au pene gri cu pete albe sau galbene. Nimfele sunt renumite pentru faptul că imită sunete și zgomote repetitive. În mod obișnuit, ele ciripesc și fluieră. Cu toate că nu sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a vorbi, pot învăța să răspundă fluierând la fluierat. Se atașează cu ușurință de companionilor umani și devin animale de companie simpatice dacă sunt socializate corespunzător. Nimfele crescute de părinți au nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu manipularea de către om decât cele care sunt hrănite de mână. Femelele sunt ouătoare prolifice și pot depune câte un ou infertil atunci când nu sunt crescute împreună cu masculul, odată la două zile. Prin urmare, o dietă adecvată, inclusiv o cantitate adecvată de calciu și vitamina D, este esențială pentru a preveni fixarea ouălor la femelă, adică atunci când oul rămâne blocat în corpul păsării și nu îl poate scoate afară. Asigură-te că vei achiziționa o colivie cât mai mare pentru nimfa ta. Așa cum am zis și la început, dimensiunile unui habitat trebuie să fie de aproximativ 61 de centimetri lățime, 61 de centimetri adâncime și 76 de centimetri înălțime, dar aceasta este dimensiunea minimă pentru o colivie în care vei caza o nimfă. Barele metalice nu trebuie să fie mai mari de un centimetru, astfel încât păsările să nu poată scăpa sau să rămână blocate. Coliviile disponibile în comerț sunt în general realizate cu bare din oțel inoxidabil și prin urmare sunt ceea ce trebuie. Încercați să nu vă construiți singuri colivia, deoarece cele confecționate din lemn sau sârmă galvanizată nu sunt recomandate, deoarece păsările le pot prinde și rupe cu ciocul și pot ingera substanțe chimice potențial toxice sau pot să se rănească. Pentru ca pasărea să fie ok, colivia ar trebui să fie amplasată la o distanță destul de mare de podea, într-o zonă bine luminată, ferită de curenții de aer și inaccesibilă altor animale de companie, inclusiv pisicilor și câinilor curioși, dacă ai. Păsările se adaptează bine la temperaturi medii, prin urmare, în locuință trebuie să ai
o temperatură cuprinsă între 18 și 26 de grade Celsius. Atenție însă la schimbările bruște de temperatură. Asigură-te că nicio componentă sau jucărie a coliviei nu este fabricată din plumb, zinc și alte metale grele potențial toxice. Vopselele pe bază de plumb sau elementele zincate pot cauza probleme medicale grave dacă păsările le ingerează. Suporturile din colivie ar trebui să aibă o varietate mai mare de dimensiuni, astfel încât nimfa să își poată antrena picioarele pentru a ajuta la prevenirea apariției de răni cauzate de presiunea la nivelul tălpilor. Hârtia de Schmilgel de pe suporturi sunt abrazive pentru partea inferioară a picioarelor și nu sunt recomandate. Asigură-ți suporturi de odihnă confecționate din materiale diverse, cum ar fi lemnul, frânghia împletită și crenguțe naturale, pentru a permite păsărilor să aleagă suprafața pe care să se așeze. Pentru a evita contaminarea vaselor de mâncare și apă cu excremente, nu așezați recipientele direct sub aceste suporturi. Nimfele sunt foarte inteligente, așa că trebuie să aibă posibilitatea de a căuta hrană și alte obiecte, precum și de a se juca cu jucării pentru a se recrea. Cu ajutorul jucăriilor de ronțăit și de mestecat, nimfele beneficiază de o stimulare mentală importantă. Aceste jucării, potrivite ca mărime, pot fi confecționate din carton, hârtie, lemn moale sau plastic suficient de tare pentru ca nimfele să nu le roadă și să le înghită. Fără o stimulare adecvată, păsările se plictisesc și își pot ciuguli penele sau pot dezvolta alte obiceiuri de dăunătoare, așa că schimbați jucăriile în mod regulat. Asigurați-vă că acestea sunt bine fixate de colivie, deoarece păsările pot deșuruba clemele în formă de C, care sunt folosite de obicei pentru a agăța jucăriile și se pot răni. De asemenea, jucăriile nu ar trebui să aibă piese mici pe care păsările le pot scoate și înghiți cu ușurință. Un grătar metalic pe fundul coliviei este necesar. Acesta va permite ca excrementele să cadă la distanță de picioarele păsărilor și va menține colivia mai curată. Tava de colectare aflată pe dedesubtul acestui grătar metalic ar trebui să fie acoperită cu hârtie de ziar sau pelete, tot pe bază de hârtie, pentru a facilita curățenia și a reduce la minim praful. Păsările au nevoie de expunere la lumina ultravioletă pentru a produce vitamina D la nivelul pielii și pentru a putea absorbi calciu din alimentație. Lumina UV este filtrată de geamurile ferestrelor, astfel încât nu este suficient să se amplaseze colivia lângă o fereastră. Lămpile UV, concepute special pentru păsări, ar trebui să lumineze habitatul 10-12 ore pe zi și să fie schimbate la fiecare 6 luni atunci când își pierd din putere. Un alt lucru important, din când în când, oferiți-le vase cu apă suficient de mari pentru ca păsările să se poată scălda în ele. Păsările care nu se îmbăiază în mod regulat pot fi stropite de câteva ori pe săptămână cu apă la temperatura camerei dintr-un pulverizator de plante. Acest lucru va ajuta la menținerea unui penaj sănătos al păsării. Curățarea coliviei la nimfă se va face zilnic. Îndepărtați mâncarea aruncată și excrementele de pe podea. Spălați și uscați bine recipientele de mâncare în fiecare zi, înlocuiți substratul sau materialul din tavă, săptămânal sau mai des, dacă este necesar, mai ales dacă în colivie găzduiți mai multe păsări. Curățați și dezinfectați în mod regulat colivia și bețele din colivia nimfei. Spălarea coliviei, suporturilor și a jucăriilor se realizează cu o soluție de curățenie specială pentru păsări sau cu o soluție de clor de concentrație 3%. Asigurați-vă însă că veți clăti foarte bine urmele de clor, astfel încât să nu existe reziduri la care pasărea ta ar putea fi expusă. Va trebui să îți hrănești nimfa cu o hrană bine echilibrată. Cumpărați hrană specială pentru ele, deoarece aceasta este echilibrată din
punct de vedere nutrițional. Puteți suplimenta hrana zilnică cu legume proaspete, fructe și cantități mici de semințe nutritive, carăsfăț, ocazional, dar acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din hrana lor de bază. Femelele care depun ouă ar trebui să aibă întotdeauna acces la osul de sepie, care este o sursă excelentă de calciu. Nu hrăniți niciodată nimfa cu avocado, semințe din fructe, ciocolată, cafeină sau alcool, deoarece acestea sunt toxice și pot provoca boli și chiar moartea păsărilor. De asemenea, evitați dulciurile, grăsimile și gustările sărate. Nu uitați că hrana proaspătă și apa trebuie să fie întotdeauna disponibile, legumele și fructele care nu sunt consumate în câteva ore trebuie aruncate, asigurați-vă că aveți recipiente separate pentru hrana uscată, hrană proaspătă și apă. Dacă aveți mai multe nimfe în aceeași colivie, asigură-te că ai mai multe zone de hrănire în colivie pentru a reduce concurența. Deși nimfele sunt sociabile și le place să mănânce atunci când și stăpânii lor mănâncă, nu le oferiți mâncare din farfuria voastră sau din gură. Oamenii au microorganisme în cavitatea bucală care pot provoca boli la păsări. Păsările de companie nu trebuie lăsate în bucătărie, mai ales atunci când gătiți, deoarece păsările se pot intoxica cu vapori sau se pot întâmpla accidente nedorite. Nu uitați că zilnic ar trebui să interacționați cu păsările voastre, să le lăsați să iasă din colivie și să le manipulați delicat. Dacă vrei să-ți cumperi o nimfă sau dacă ai deja o nimfă, scrie un comentariu și spune-mi dacă acest ghid ți-a fost de folos. Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre cum să ai grijă de nimfa ta, distribuie acest clip și unui prieten care are sau vrea să-și achiziționeze această specie. Până săptămâna viitoare, observă, ascultă și învață de la natură.